absolut penibil. Generalul cu patru stele, premierul Nicolae Ciucă, s-a întors de la Bruxelles exact așa cum a plecat, adică cu mâna goală. Nici tu, Schengen, care se pare că acum urmează să se amâne, adică chiar România să solicite uh, amânarea votului din decembrie, pentru că nu avem nicio șansă cu uh, Olanda și cu premierul olandez care este principalul dușman al României din interiorul uh, Uniunii Europene, și nu am primit niciun fel de uh, răspuns relevant legat de uh, problema pensiilor, care face parte din uh, Programul Național de Redresare și Reziliență. Un program care a fost aprobat de 27 de uh, state și pe care noi acum, pentru că l-am făcut prost, vrem să-l modificăm pentru a rezolva cumva situația uh, pensionarilor, dar nu mai se poate. În al 12-lea ceas, până când facem bugetul, nu se poate rezolva această chestiune. Așa că premierul s-a întors și a bălmăjit într-un fel de declarație, conferință de presă, cum vreți să-i spuneți, uh, a bălmăjit uh, o realitate și în loc să vină și să se predea să spună că n-a făcut nimic și că s-a deplasat degeaba, ne a încercat să ne amețească cu bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla.